cea mai murdară, cea mai ipocrită, cea mai mincinoasă campanie electorală, prezidențială, a luat sfârșit. Și acesta este un motiv ca să facem niște totaluri. Dat fiind faptul că întreaga societate este acum în discuții și în dezbatere, ar fi bine ca și noi să discutăm acest subiect. Și cu această ocazie, dragi privitori, vreau să vă fac cunoștință cu două persoane competente în materie de politică. Persoane cu care vom discuta astăzi și vom încerca împreună să găsim răspuns la mai multe întrebări. Vi prezint de la dreapta mea doamna Elena Dorogan, pedagog la Liceul Teoretic Petru Rareș, și domnul istorician, membru a Uniunii Istoricilor din Republica Moldova, domnul Mihai Zeamă. Bine ați venit la emisiunea noastră. Vreau să încep cu niște observații proprii. Această campanie a fost, după cum am menționat mai sus, una dintre cele mai murdare și cele mai mincinoase din istoria contemporană a Republicii Moldova. Nu știu dacă vor mai exista alte campanii care ar putea să treacă peste ceea ce s-a întâmplat în aceste o lună și jumătate. Eu personal m-am simțit în această perioadă într-un fel umilit, într-un fel amăgit, într-un fel pus în situații neplăcute, chiar dacă ținem cont și de limbajul utilizat de unii concurenți electorali. Când zic unii concurenți electorali, am în vedere nu atât candidații, cât și echipele lor, oamenii care le-au reprezentat la diferite posturi de televiziune, la întâlniri cu electoratul. Pretind că suntem o mică televiziune a Observatorului din Nord echidistantă, de aceea vă propun în start să fim corecți cu privitorii noștri, în primul rând, și să încercăm împreună să găsim răspunsuri la unele întrebări. Menționam mai sus că pentru mine această campanie a fost una murdară, ipocrită, cinică și, cu părere de rău, candidatul care până la urmă a câștigat, cu ghilimele de rigoare, fiindcă câștigătorul meu personal este altul decât cel pe care încă urmează ca Curtea Constituțională să-l numească. Aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră ce sentimente ați trăit atunci, ce sentimente trăiți acum și cum vă simțiți în postura de cetățeni care în sfârșit au un președinte. În cazul când de acum aș putea considera și socoti că avem un președinte, nu sunt atât de mândră cunoscând de acum informația dată, fiindcă în cazul ăsta și eu am fost uneva așa dezamăgită, ca și tinerii care nu i-am văzut la urnele de vot, fiindcă nu a fost un motiv pentru ei și nu a fost o alternativă politică serioasă pentru a fi motivat și acel tânăr de a aplica ștampila votat. Cazul că acești politicieni au dus o luptă așa murdară. Când zicem despre lovituri sub centură sau o campanie electorală murdară, trebuie să accentuăm un lucru. Această murdărie a fost din partea unui concurent electoral, fiindcă am spus mai sus că trebuie să fim echidistanți și echidistanța nu înseamnă că trebuie să-i punem pe ambii pe același cântar. Eu, din partea, am văzut murdărie, cinism și ipocrizie din partea unui concurent electoral. Aș vrea, domnul Mihai, dumneavoastră sunteți mai mult printre tinerii care au vârsta de alegător. Întâi aș vrea să vorbesc de ceea ce ați spus dumneavoastră mai înainte. Campania electorală numai că a fost murdară, dar s-a folosit pe larg manipularea. Oamenii au fost foarte bine manipulați cu niște instrumente practic sovietice. Și rezultatul alegerilor undeva era așteptat și de noi. Eu recunosc că rezultatul îl așteptam, credeam totuși într-o minune, spunem așa, credeam totuși că inteligența alegătorilor
care pot, ar putea face deosebire dintre manipulare și ar putea face deosebire dintre bine și rău, ar putea face deosebire dintre inteligența unui candidat și mai puțină inteligența altui candidat, va birui. Însă nu s-a întâmplat așa. Părere de rău, ce privește tinerii, îmi pare că și tinerii au fost manipulați chiar prin datele care se vehiculează, că numai 10% din tinerii de la 18 la 26 sau la 25 de ani au participat la votare. Deci nu este corect. Este corect când spune din toți participanții la votare, doar 11% erau tineri de la 18 la 16 ani. Luând în considerație că marja asta de vârstă, adică o diferență mică, 18-26 de ani, nu mai este mare. Luând în considerație că 18-26 de ani, în comparație cu vârsta de la 30 la 36 de ani, la 56 de ani, este o categorie mai numeroasă de populație. Luând în considerație că tinerii, mulți tineri își fac studiile psihotare și luând în considerație că mulți tineri lucrează psihotare. Deci putem explica lucrul ăsta. Și încă una, eu cum mă simt? Mă simt dintr-un punct de vedere, am în spatele meu o experiență de viață, am participat la toate legile, am urmărit toate legile care au avut loc în Republica Moldova și vreau să spun că, într-un fel oricare, m-am conformat la diferite rezultate. Dar tinerii de astăzi care au mers, nu vorbim de cei care nu au mers, de cei care au mers la votare, ei nu numai că simt frustrați, cum a spus dumneavoastră, ei sunt în cel mai serios mod mințiți și amăgiți. Guvernarea s-a purtat foarte urât cu tinerii în cazul alegerilor. Eram la o pas de victorie și pentru mine acesta a fost o surpriză foarte mare, fiindcă dacă facem o comparație între cei doi candidați, unul dintre ei, Igor Dodon, se află în campanie electorală de cel puțin 2 ani. Dacă nu mai mult. Doamna Maia Sandu, aproape de mijlocul lunii octombrie, nici nu știa dacă va fi sau nu va fi candidat comun. Ceea ce a făcut doamna Maia Sandu în 2-3 săptămâni, și cu echipa, sigur, care a fost în spatele ei, este un lucru foarte mare. Și minunea despre care vorbeam mai sus, mai nu au produs-o diaspora noastră. Adică aceste alegeri sunt cu semnul plus din punct de vedere a atitudinii cetățenilor noștri care se află peste hotare. Niciodată nu mi-am imaginat că oamenii care au plecat de acasă sunt atât de buni, fiindcă știți și dumneavoastră și o să-mi dați dreptate că în societate se vorbește că toată lumea bună a plecat peste hotare. Într-o perioadă, și eu chiar mă gândeam că cum așa, toți cei buni au plecat, dar noi care am rămas, cine suntem? Cei răi? Și acum m-am convins cu adevărat, lumea plecată peste hotare gândește altfel. Probabil nu a trecut pe lângă urechii lor viața și tot ceea ce se întâmplă în Occident. Pentru dumneavoastră, diaspora sau activismul diasporii tot a fost o surpriză? Nu a fost având rude, având cunoscuți... Nu a fost o surpriză, ne așteptam, eu aș vrea să spun despre populația care a rămas aici. Și doamna, dacă despre diaspora, poate cunoaște mai bine. Deci, populația care a rămas aici la noi, noi avem o populație patriarhală, înțelegi ce înseamnă? O populație patriarhală care ține de niște rigori, de niște obiective sau niște sarcini vechi, învechite, ține morțiși. Deci, nicăieri în lume, într-o lume civilizată, nu mergea acele bombe, spunem așa, cu 30.000 de serieni, că nu este, nu faci parte din biserica creștină, că este mason, că este mason, că este nu știu de altă orientare sexuală și mai departe. Nu merge. Este autorul indirect a 400 de suicide. Da. Deci la noi vedem că asta a mers și asta ne spune că societatea noastră este patriarhală și cu părere de rău, tinerii care cresc în așa familie cu mentalitate patriarhală învechită, fac și ei de multe ori, deci votează sau procedează ca și familiile din care reiese. În al doilea rând, mai este că societatea, oamenii care au rămas aici, nu mai vorbim de intelectualitate, fiindcă și intelectualitatea a rămas puțină, să vorbim. Intelectualitate. S-a manipulat, s-a vehiculat închiderea școlilor, s-a aruncat închiderea asta a școlilor ca o, știți, bancul acela cu
primarul, ca candidat la un primar, da, fiindcă da, nu este ceva așa, s-a aruncat că bomba că a închis școlile. Dar dacă am luat și am analizat toate școlile care s-au închis, școlile cele poate mai de mult trebuie închise și nu o să găsiți nicio școală care s-a închis numai de atât că se facă rău cuiva. S-a făcut bine pentru copiii ce? Eu vorbeam cu fost profesoară bătrână, mai în vârstă, și am mers mai înainte, câțiva ani în urmă, am mers la o școală de Ranu Soroca, care ulterior a fost închisă, și a spus când a văzut acolo, la o activitate de elevilor, și când a văzut școala de acolo, elevii și pregătirea lor, a spus că eu dacă aș fi la școala asta, de mult trebuie pus un lacăt așa mare și nu dat voie la nimeni să apropie de școala asta. Și eu lucrând, activând la Colegiul de Arte, venind de elevi din toate colțurile Republicii, eu văd că elevii venind din satele mici, cu școală mică, au o pregătire mai slabă decât elevii de la școală. Eu sunt de acord cu lucrul ăsta. Eu venind ca tânăr specialist în anul 1995, am lucrat în școală cu 3 elevi. Anul 1995. Era și normal cum să activeze așa o școală și e și normal că trebuiau închise, fiindcă acolo erau numai niște cheltuieli. Acolo mi s-a spus uși tare că o să rămână fără salarii profesorii și încă că undeva acel bac o să fie examenul ăsta la solicitare și de aceea tinerii de acum au fost așa manipulați și de acolo undeva mi s-a mai spus că iată mulți tineri au rămas fără studii superioare din cauza altui candidat că iată le-au pus acele camere și ei n-au putut să copieze. E binevenit lucrul ăsta că s-a făcut. De aceea eu nu văd nimic negativ în direcția dată, dar zic că s-a vehiculat cu niște lucruri. Ceea ce ține de diasporă, am și eu niște cunoștințe care mă așteptam că să fie foarte activi, care nu sunt indiferenți, chiar înainte de alegere, așa, discutând, ne spuneau, vedeți voi acolo ce alegeți, fiindcă noi aici suntem un tot întreg, noi ne susținem unul pe altul, noi discutăm și de ce îi spun că sunt un tot întreg, odată ce au fost nevoiți de a pleca de aici, din țară, nu le e indiferent oricum țara, că ei sunt cu gândul și cu speranța de a se întoarce și de a avea o țară prosperă și cei ce văd condițiile de viață și de traie în Uniunea Europeană, ei vor să le vadă și aici acasă, ca copiii, nepoții și strănepoții să nu iei acea valiză și să plece în lumea mare. Odată ce pot merge numai cu scopul de schimb de experiență, de studii, ca mai apoi să întoarcă aici să implementeze aceste cunoștințe acumulate acolo peste... Da, ironia sorții, dacă... În moment, când vorbeam de societate patriarhală, noi vorbim de schimbări, candidații vorbim de schimbări. Schimbările propuse sau schimbările care se așteaptă că le va face Igor Dodon, lumea, majoritatea lumii intuitiv înțelege, intuitiv a înțeles că nu vor fi schimbări. Să vorbim cinstit, mulți din societatea noastră sunt teme de schimbări. Deci, fiindcă este patriarhală, teme de schimbări, mai ales de schimbări radicale, dar o societate fără schimbări ajunge la un moment că dacă reformele nu sunt făcute, schimbările nu sunt făcute, nu este modernizat societatea, societatea asta explodează. Și am văzut ce s-a întâmplat în 2009. Lipsa reformelor, lipsa schimbărilor s-a acumulat acea masă negativă care a explodat. Și încă un exemplu despre diasporă, dacă îmi permite. Da, da, da. Am niște cunoscuți în satul Vasălcău. Doi frați, mai din Norvegia, au plătit câte 1000 și ceva de fiecare rutieră și au 12 oameni care lucrau împreună în moldoveni, au mers la Oslo ca să voteze. Alt cetățean de-a nostru din Vasălcău, fiind în spital, în Paris, stătând cu curatoare. Nu cumva era domnul care curatoarea este din Vasălcău. El a mers. I-a dat voie să plimbi prin parc, medicii două ori să plimbi prin parc. El a chemat, a sunat un prieten cu mașină, tot cu perfuzie, s-a urcat în mașină și s-a dus la votare, a votat acolo și a fost adus înapoi. Însă, toți acești trei pe care v-am spus din Vasălcău, n-au putut să convingă câteva rude apropiate de-a lor. Care trăiau la 100 de mii care trăiau, nu i-au convins să voteze
pentru necesitatea schimbărilor, da. Pentru candidatul Maia Sandu, hai să vorbim. Ei au mers mii de kilometri ca să voteze, dar prin ceva rude, careva rude din sat nu i-au putut convinge. Și ironia sorții, oamenii care au făcut drumuri de mii de kilometri și au votat, până la urmă o să rămână cu un președinte guraliv, un președinte obraznic. Dacă până acum am avut o rață mută, cum a fost etichetat domnul Nicolae Timofti, să-i dea domnul sănătate, acum este foarte posibil ca să avem un om care vorbește mult și degeaba, fiindcă inclusiv și grație străduințelor noastre, funcția de președinte a fost umflată ca un balon, deși prerogativele unui președinte sunt foarte limitate. Eu, după ce domnul Igor Dodon a înțeles că este președinte, a văzut în ochii lui o frică. Fiindcă una este să faci campanie, să promiți, și alta este să îndeplinești ceea ce ai promis. Chiar făcând o paralelă cu sportul, vreau să zic că este mai ușor să devii campion, să te urci acolo sus pe Everest, decât să te minții acolo, fiindcă toți o să dorească să te dea jos. Și de ce? Am văzut în ochii lui nu numai o bucurie, dar și un fel de spaimă. Chiar eu aș vrea să-l văd pe Igor Dodon cum va da ochii cu Petro Poroșenko. Cum o să-i explice lui de ce Crimea este teritoriul rusesc. Vreau să-l văd cum o să vorbească cu jandarmul român Klaus Iohannis, ce român Klaus Iohannis. Vreau să văd cum o să mă reprezinte pe mine. El a spus că el va îndeplini toate punctele, nu numai a lui, dar și a doamnei Maia Sandu. Adică vreau să văd cum o să reușească să schimbe sau să nu schimbe limba, istoria românilor pe istoria Moldovei. Vreau să știu cum va lupta cu unioniștii și cine îi va da dreptul. Și cum i-a alungat din țară, că el a promis că s-o să-i alunge din țară. Adică domnul președinte va peripere limba lui. Fiindcă să alungi în masă, în Constituție este scris, niciun stat semnatar a Cartei Drepturilor Omului, Cartei Europene a Drepturilor Omului, la care Republica Moldova a aderat, niciun stat deci nu are dreptul să expulzeze în masă proprii cetățeni sau să nu-i admită primirea lor în țară. Asta este o infracțiune foarte mare din partea statului și orice stat care a semnat aceea nu poate să facă aceasta. Deci și Constituția încalt și Carta Europeană a Drepturilor Omului la care... Probabil a mers pe filiera că pentru a-ți atinge idealurile sunt bune orice scopuri, dar până la urmă trebuie să răspunzi. Au clămădit niște povești de succes acolo, după culise, au promis atâtea lucruri și de aceea și o parte din alegătorii au pierdut acel interes, fiindcă atât de multe promisiuni sunt inițial și mai apoi când ajung să îndeplinească acele promisiuni, uită și de tinerii cei care le-au dat votul și uită și de toată lumea care a fost alături, i-au susținut și de ce mai apoi avem ceea ce avem, că rămân o parte indiferenți. Și în cazul când sunt invitați la urna de vot, vii cu așa o indiferență, oricum, și cu votul meu și fără votul meu, eu îți fac ceea ce au a face. Da, eu vreau să mai pun accentul pe faptul că foarte brusc, foarte activ au devenit cetățenii noștri din Transnistria, care ani întregi au murit, au dormit într-un somn de moarte, să zic. Acum s-au trezit și nu că s-au trezit, dar au fost atât de activi încât s-au îmbudit la secțiile de votare. Și chiar mă interesează care este rolul organelor de drept, Comisiei Electorale Centrale, Guvernului, Ministerului de Externe, care se face surd și mut la multiple încălcări care au avut loc. Nu știu câte probe și care probe mai trebuie demonstrate ca organele abilitate să ia niște măsuri, fiindcă trebuie să creăm un precedent. Când un concurent electoral încalcă legea, el trebuie pedepsit. Și vreau să zic, nu se trag turta la... jăraticul la turta mea, dar vreau să zic că ziariștii au fost poate... nu toți ziariștii, dar o bună parte din ziariștii au fost acei care au lucrat cel mai bine în campanie. Au pus pe masa politicienilor, pe masa Comisiei Electorale Centrale, un șir întreg din încălcări, care, într-o țară civilizată, democratică, liberă, s-ar fi soldat cu eliberarea nu a unui, dar a 3, 4, 5 concurențe electorale.
Păi la noi așa ceva nu s-a întâmplat. Vorbeam și mai înainte, deci, despre votul din Transnistria și aș compara cu votul tinerilor. Cetățenii din Transnistria aveau dreptul să voteze la, aproape la orice, erau orice secții de votare de pe malul drept al Nistrului, de-a lungul și nu numai. Și chiar la Soroca a fost secția de votare numărul 3 de la Colegiul de Arte, era destinată, adică aveau dreptul acolo să voteze și cetățenii din Transnistria. Vreau să vă fac un compliment. Secția numărul 3 și secția numărul 5 din Soroca au votat mai bine decât alte secții din oraș și din raion. Și cu această ocazie vă continuați gândul. Vreau să mulțumesc chiar alegătorilor din satele Bulboci, din satul Vărâncău, din satul Zăstânca, satul Volovița, care au demonstrat că se poate și la Soroca de gândit. Deci acolo s-au dat, dacă data trecută a votat un singur cetățean din Transnistria, a votat aici la noi, acum pentru asta s-au dat 1700 de buletine de vot în plus pentru cetățenii din Transnistria care vor dori. E bine, noi fiind situați mai departe Transnistria, tot așa la cetățean a venit aici și a votat. Am avut numai un cetățean, dar s-a dat cu 1700 de buletine mai mult, nu învinuiesc pe nimeni, fiindcă s-a înmărit numărul maxim de buletine de vot era 3000. E bine, an al doilea rând. Deci bine, cetățenii din Transnistria au drept să voteze la orice secție de votare. Mă întorc la tine. Joi, pe 11 noiembrie, după masă, la instituțiile de învățământ care au elevi, la colegii, spunem colegiul, posibil, cred că și la universități, a venit o scrisoare, nu știu de unde e scrisoarea, că nu am, de la Minister, de la Ministerul Educației sau de la Guvern, în care era scris că tinerii au drept să voteze la locul de unde își fac studiile, prezentând următoarele documente. Trebuiau să prezinte 4 documente. Contractul încheiat, dovadă că ei trăiesc în cămin, a doua, demers din partea instituției de învățământ, asta merge. Ordinul de cazare în cămin, adică dovadă că trăiesc în cămin. Și a patrulea, cel mai stupid, era că trebuie să aduc copia pașaportului tehnic a căminului, care conține, numai la noi, conține 7 foi. Școala trebuie să elibereze ordinul de cazare în cămin, care sunt 4 foi. Copia contractului de locațiune, de trai în cămin, demers din partea direcției și 7 foi copii la pașaportul tehnic a căminului. Deci numai câțiva elevi de la Colegiul de Arte, grație administrației, când n-au vrut să le încalce dreptul la votare, n-au fost întrebați pentru ce nu vor să voteze. Și m-am implicat și eu ca profesor de educație civică, fiindcă educația, ceea ce învățăm la educație civică trebuie transpus în viață. Să-și poată satisface dreptul lor la vot. Și cu mare ce am avut nevoie de la ora 11 până la ora 5 seara, 6 ore, ca să-și facă permis să poată vota la locul de studii. De ce? Pentru acești tineri nu s-a permis să voteze la locul de trai. Doar acum este digitalizată. Dacă ai introdus a doua oară numele tău în... Da, au fost cazuri când oamenii au fost depistați. Primul, într-a doilea rând. În 2014, când cuiva e trebuit, când cineva a avut nevoie de acești tineri, li s-a permis să voteze la locul unde își fac studii, semnând o declarație proprie răspundere că nu vor vota în altă parte. Și gata. Acum, cei din Transnistria au venit organizați, adus și încă plătiți din ușine, la acești tineri, într-un fel oricare, li s-a îngrădit dreptul la vot. Adică, mă gândesc și eu, guvernarea, de cine are nevoie, totuși, mai mult? De tinerii aceștia care își fac studii în Republica Moldova sau de cei din Transnistria? Guvernarea, știți, la o întâlnire electorală cu doamna Maia Sandu, un țăran din satul Parcani, domnul Ion Moruz, a spus un lucru foarte filozofic și foarte deștept. A spus, duminică, pe 13 noiembrie, eu voi merge la urnă, la urna de vot, nu să votez, dar să aleg. Adică, probabil, conducerea noastră trebuie cu oameni care, ca roboții, votează, dar nu aleg, fiindcă alegerea necesită a pune mintea în mișcare, a cunoaște unde e lucrul. Despre ce putem să vorbim în cazul transnistrienilor, dacă ei nici nu știu denumirea partidului, nu știu, probabil nu știa ce partid reprezintă domnul Igor Dodon. Corect, asta era.
ce m-a mirat și pe mine faptul, și așa am rămas eu indignată, a fost elevă de-a noastră, în primul scrutin a venit în oraș, a mers la urna de vot, i s-a eliberat buletinul. Scrutinul 2, la fel domnișoara se prezintă, nu era scris în listele de bază, dar conform buletinului de identitate era indicat adresa, avea dreptul să fie înscris în lista suplimentară. Au refuzat de a elibera buletinul. A fost încălcat iată dreptul. Și de ce tinerii rămân dezamăgiți, fiindcă mai ușor să manipulezi, să conduci cu turmă decât să, așa cum a spus Lăpușneanu. Da. Mulți. Și mai spre finele emisiunii noastre, aș vrea să vă întreb, cum considerați că ar trebui să procedeze în continuare candidat comun sau președintele care nu a fost ales, dar de fapt a câștigat aceste alegeri? Eu cred că nu s-a întâmplat nimic strașnic, nu este un capăt de țară, că împreună cu cei 750.000 de alegători, doamna Maia Sandu are 2 ani înainte ca să se pregătească pentru alegerile parlamentare, să devină cu adevărat stăpâna situației și peste 2 ani să câștigăm Parlamentul, care este o instituție mult mai importantă decât președinția. Probabil acești 2 ani domnul Igor Dodon va dovedi să se discrediteze din toate punctele de vedere, fiindcă, mai menționez încă o dată, nu va îndeplini majoritatea, cel puțin 80% din ceea ce a promis, nici miliardul nu va întoarce înapoi și cel mai important, nu va îndeplini un lucru, un punct din programul cel mai greu de îndeplinit, nu va face alianță și coaliții cu domnul Vlad Plahotniuc. Aș vrea să văd chiar treaba asta, cum el nu va face alianță. Dacă nu va face alianță, înseamnă că nici nu va sta 2 ani. Va pleca mai degrabă. La domnul Dodon sunt foarte multe promisiuni chiar care se bat cap în cap. Și deci dacă chiar îndeplinește una, rămâne ceilalți care se bat cap în cap. Și în afară de aceasta, chiar să dorească, da, Doamne, poate, eu știu, să dorească, dar să dorească. Atribuțiile președintelui, deci nu-i permit. Sunt limitate. Sunt limitate și nu-i permit. Vorbim ceea ce, deci nu are nimic. Pur și simplu este un proverb așa, că s-a pierdut o bătălie, nu s-a pierdut războiul. Da, dar domnul Mihai, dar cam multe bătălii pierdem noi în ultima vreme. Și în acești 2 ani de zile se putea să ne ridicăm pe câteva trepte mai sus, dar nu o să... Ne coborâm în jos. Să sperăm că cei din exterior ne vor înțelege. Chiar astăzi am văzut încă o dată lista cu cum au votat satele din Raion Suroca și am rămas plăcut, neplăcut surprins cum au votat satele unde primari sunt primarii Partidului Democrat, care oficial chipurile au zis că susțin candidatul comun, dar în realitate rezultatele sunt cele mai proaste și chiar aș vrea să întreb pe acești primari cum se vor uita ei în ochii finanțatorilor europeni și americani care construiesc apeducte, care renovează grădinițe de copii și școli, care ne fac drumuri, și aș vrea să întreb ce le-a dat lor eventualul partener, el nu este numai eventual partener din Est, care în afară de embargouri nu ne-a dat nimic în ultima vreme. Și acum nu ne va da, fiindcă au pe capul lor atâtea probleme, au Crimea, au Donbasul, au Siria și nu cred că le va veni rândul și domnului Dodon să cerșească ceva de la Putin. Au problemele lor, nu mai au nevoie de o altă sărăcie unde să rezolve și să aloce niște finanțe. Asta e. Pe mine mă mirac, la mai mulți le spun, școala Pușkin. Deci putea fi renovat pe bani de Rusia, că acolo învață copiii ruși. Dacă ei așa își bat capul de eu știu, vorbitori de limbă rusă, îi apără și așa mai departe, deci puteau să facă investițiile care le-a făcut un european în școala, în liceul Pușkin, putea să le facă investițiile astea și poate și mai bune în Rusia. Deci dacă nu le-a făcut nicăieri, nici într-o școală sau grădiniță, predare în limba rusă din Republica Moldova, n-a făcut nicio investiție. Unii mai vrem noi în altă parte investiții. Hai să fim cinstiți. În al doilea rând, deci eu nu știu dacă pot vorbi, eu îl compătimesc într-un fel oricare pe domnul Alexandru Tănase,
când va fi nevoie să-l, cum spune, să iau decizii istorice. Să iau decizii, numai că se iau decizii, dar știind tradițiile, concepțiile familiei tanase, da. Fiindcă că oricum toți suntem oameni. Da. Așa, toți suntem oameni și nu suntem roboți că dau câștigat și bine mergem mai departe. Toate concepțiile astea să ridice mâna ca să valideze alegerile. Bine, dumnealui fiind jurist, se conduce după normele juridice sau se conduce după Constituție. Dar totdeauna sufletește, îl compătimesc, fiindcă va trebui să iau decizii grea pentru sufletul lui, pentru el. Și pentru noi, la fel, într-o oricare. Ca sorocenii nouă, trebuie să ne fie rușini la toți când privim harta alegerilor, rezultatelor, când vedem că așa și noi ieșim din centura roșie, fiindcă, până la urmă, diferența dintre Maia Sandu și Igor Dodon a fost de vreo 70.000 de voturi, adică vreo 20.000 de voturi de la Soroca, vreo 10 de la Drochea, sigur că de la Briceni, Ocnița și Dondușeni nu avem ce cere, fiindcă acolo tradițional sunt votanți ai partidilor cu culoarea roșie preponderentă, dar probabil în acești 2 ani vor simți și ei ce înseamnă conducerea lui Igor Dodon când se va închide volat vorbind granițele cu Ucraina, adică li se va limita din libertatea mișcării și vor vedea că la 13 noiembrie nu a făcut alegerea chiar cea mai corectă. La noi se manipulează și o vor da vina, deci oamenii care cred în Igor Dodon vor da vina nu pe Igor Dodon, o mare parte din ei vor da vina tot pe altcineva, tot pe noi și așa mai departe. Deci, fiindcă dacă Dodon a manipulat foarte bine până acum populația, o să o manipuleze și în continuare. Și din ce în ce metodele vor fi mai perfide, cred eu. Corect, asta e. O să vedem ce o să fie în continuare, dar oricum noi sperăm că schimbarea o să se întâmple și nu o să stăm indiferenți, o să continuăm de a discuta cu tinerii, de a discuta cu rudele, cu apropiații, vecinii, de a aduce niște argumente, de a-i convinge totuși că ceea ce a fost cândva nu se mai întoarce. În cazul fiind, iată, chiar în a doilea scrutin, două persoane de vârsta a treia discutau după ce au aruncat buletinul în urna de vot. Doamna se revoltă domnului. Ce? Tu aștepți încă până acea de 16 copii? Nu mai aștepta că nici când o să fii, când tu o să înțelegi lucrurile astea, că a trecut, a depășit perioada acea sovietică și oricum trebuie să trăim cu viitorul și viitorul de acum le aparține tinerilor. Este un fapt bine cunoscut că nu vârsta joacă cel mai important rol și eu și dumneavoastră cunoaștem tineri care au votat greșit și bătrâni care au votat absolut corect. Depinde, cum a spus domnul Mihai, de inteligența omului, de faptul dacă deschide urechile și ochii la ceea ce îi spune sau rămâne așa încăpățânat în continuare. Mai rău este că din cauza încăpățânării unor oameni avem de suferit cu toții. Eu vă mulțumesc frumos pentru participare și sper că asta nu va fi ultima noastră întâlnire. Mulțumim!